Vă salut prieteni, așa cum v-am promis, alte bilete pregătite de la cei mai buni pariori de prin grupurile de pariuri amatori. Așadar, primul bilet acesta la GetBet este al lui Simona, Simona Aldea. Continuăm cu un bilet cod 115 al lui Adrian Nazarcu. Îl vizualizăm imediat, codul îl aveți în imagine. Aruncați o privire pe partide, cei care nu sunteți din țară și vreți să vă inspirați. Da? De aceea fac treaba aceasta. Continuăm apoi cu un bilet de la Gică Pieleanu Chiar dacă a început o partidă, două contează restul meciurilor. Sunt destul de multe meciuri pe astfel de bilete, cele selectate. Superbet, bineînțeles, și acest bilet. 9948 acea literă este de obicei O, nu 0. Da? Trecem mai departe, biletele Laurei, dacă nu mă înșel și acesta este alul, al lui Laura. Cotă mare. Ia să vedem. Mizele recomandate sunt întotdeauna 2 lei, în opinia mea. Uitați, eventual câștig 38.410. Chiar dacă a început 1-2 meciuri, da? Aici nu a început niciun meci, nu cred că e al Laurei, nu mai țin minte exact al cui e, unul din acești 15 băieți. Trecem mai departe, cu siguranță acestea două următoarele sunt ale Laurei. Au început două partide, dar nu contează, are foarte multe meciuri pentru că cota finală este 335.000. Așadar aveți de unde alege criticul este maxim cu atât mai bine cu cât au început pentru că Superbad ne lasă să pariem în continuare același bilet dacă e modificat un pic. Următorul bilet este tot lei o cotă imensă și aici. După cum vedem, am început câteva partide, nu contează, v-am spus. Nu uitați să vă abonați pentru a vedea a, biletele cât mai rapid, apăsați clopoțelul pentru notificare, miză 2 lei după cum vedeți aici un câștig imens din nou a, această persoană este foarte foarte aproape de fiecare dată chiar dacă biletele sunt cu cote finale uriașe în continuare mai avem a, un bilet, nu este tot total lei este vorba despre biletul lui Simona Aldea la Superbet, după cum vedeți. O cotă finală de 158, a început și aici o partidă, dar nu contează pentru că sunt și alte partide care încep de la 6-7, codul biletului îl aveți în fața ochilor și nu în ultimul rând biletul meu, cotă 40, pasul 13 din proiectul 42 de pași, începe de la ora 18 dacă între timp mai postează și alți băieți din acești 15 vă voi lăsa în primul comentariu codul fiecărui bilet în parte pentru că fiecare postează la diferențe destul de măricele și atunci când au timp. Eu sunt aici pentru voi să nu stați după toți 15, eu Fac treaba asta pentru voi, trebuie doar să vă abonați la canal și să apăsați clopoțelul. Nu uitați, până data viitoare, pareați responsabil, pareați cu cap.